Bună ziua la toată lumea! Și-am oprit rota. Am pus pui, cred că pui, un pic de ulei, prăjie să fac cu mâncării, că n-am mai gătit de mult. Afară este foarte cald. Peste tot am fost să iau apă, am fost în oraș și e cald. Am mers numai în bluză la mânecă scurtă. Când am intrat în casă, mi-am înghițat mâinile, brațele, picioarele. Asta este și de la statul în apă. Am spălat, m-am săturat și de covoare, și de pături, și de lingerii, și de tot. Cred că niciodată n-am spălat acum, nu știu ce s-a făcut, mai e rău. Nici am luat mai de tot, dar nu știu de ce. Aseară nici n-am putut să dorm. Dar am scos din pat apă rece, apa curge încet, trebuie să ai răbdare să stai cu apa asta, dacă curgea repede, presiunile făcea mai repede. Și așa au mai rămas ele pe lângă casă, persanile de mult, aproape ele acolo, și nici ce cum sunt. N-am putut. De acum, murdărim de ale mici, ca să putem să-i ducem și la spălătorie, să ne fie și mai ușor. De fapt, traversele alea la mine, în bol, mi se păreau că sunt murdare. Și nu mai se vede bine, nu știu ce s-a întâmplat. Și afară erau curate, curate. Foarte curate. Nu știu de ce. Tot persoane ce-au fost de bol, nu mai spăl de acum. Le arunc, tot. Și mi-a ieșit mâinile afară. A ridicat și cursul ud, acum trebuie să le întindem, să vedem unde le punem, pe ele lungi, căzi lungi. Și așa, erau două bucăți și le-am mai tăiat, le-am mai făcut mai mici. De mult le-am tăiat, nu acum. O de cum sunt. Deci mai spăl o dată, dacă le mai spăl. După aceea cred că le arunc, nu iau altele noi, ușoare. Și ca slavetele astea aia, ce mi-a intrat la măsea. Azi nu m-am trezit bine și așa nu am dormit bine. Leonard a venit de la școală, s-a dus la vecini și tot așa, nu stă liniște. Îl cheamă Dinescu, la Rudănuț, David și la Jită și îl fac așa ca să plimbărească, dar ei nu vine niciunul la el, nu-l caută niciunul. Dar putinul să se ducă la ei la poartă, la toți. Ei stau acasă, la noi, femeile așa, să zicem așa, care sunt așa, aduc femei să spele covoarele, să facă pe curte și la curățâni. Eu am făcut și curățâni când era dezvoltător ca proasta singură. Aduc femei, nu se bagă în apă, nu muncesc, să păstrează. Sunt multe care nu fac treaba asta, eu muncesc ca proasta. Uite ce apă. Că mi-a venit și mie, mi-a sărit Sandra, m-a săturat. Și de-a dimineața, adică m-am trezit, tot așa am făcut treabă. Am și o treabă la mine în casă, o grămadă. O grămadă am. O iau cu camerele unde dormim, cu volul ăsta mic, cu spălatul, cu băgatul la spălat, cu pe jos, să iesesc. Nu stau în pat. Cei de dincolo crede că eu stau în pat, mă odinez, dar nu știu ce fac. Bine, că n-au zis nimic, dar mă simt așa, Iulia. Are să la școală. Nu-i perci. Dar zic să le fac un pic de mâncare, n-am mai făcut de mult. Am mâncat așa. Vă ajunge două cepe. Mai punem una, că e bună ceapa. Mamă, ce ostrăvăcă. O să o plecat cu pastana, nu știu, în oraș, cred că la piață. Ce ceapă n-am văzut așa. Dar îmi face și asta acum azi. Multe comentarii, multe alea cu Alin, că a fost așa, că proces, că
care-i treaba lor? De aia nu mai putin. Să-și vadă de treaba lor, aia sunt dușmani noștri, care le caută și vede ce avem. Ce se amână, ce nu se amână. Își dau interesul nostru. Foarte grija asta, nu poate să doarmă. Vă dați seama că nu poate să doarmă de grija asta, că au stres, gânduri. Vai de mine, câtă lume e invidioasă și n-am văzut așa ceva în viața mea. Ne caută să vadă ce am făcut. Nu se poate așa ceva. Ceapa asta e chiar ok. N-am văzut așa ceapă de când sunt. La școală, aglomerație, n-am văzut așa. S-a aglomerat orașul, orașul mic și toate de la noi. Mașini acum, permise, toate, domne, nu mai cunosc cine e. Nu mai le cunosc că s-au îmbrăcat rump, acum măcar la voi. Fuste de pele pe ele, fustă până aici, cu talie înaltă. Chiar nu le mai cunosc. Până la urmă să îmbracă, hai cu baticul că și unul mai bun. Dar până la urmă să îmbracă la fustă scurtă, la fustă mini, gata. Aruncăm și fustele și gata. Un pic mai e, un pic. Un pic. Orașul mic și mașini multe. Mergi în oraș, nu poți să mai vii acasă. Pară la pară. Aici în oraș, la noi. Orașul ar vesti. Mașina a luat o rană. Mi-a luat dimineața, nu pornește deloc, gata, dau la cheie. Iasă un fum negru, Doamne, dau, îi plec cu ea. A început din nu mai trage, să plecă ele pe loc. Mă chinui, parcă trag eu de ea să plece. Nu mai pleacă deloc. Cred că nu mai mă ține mult. După cum văd eu că nu mai trage mașina, mă David pleacă de pe loc. Nici pe toate de fără mult. Nu mai e nimic gura. E de casă, Leonard, nu se duce la tot la colț. Păi caută. Și la el nu vine un copil să-l caute și pe el să joace ochii la casă la el. El se duce la toți și ei nu vin la el. Chilav de orez. Cum fac? Și pun și roșii și pastă de toate. M-am lucrat ceaba, dar pus foarte iute. Pun ceaba pentru că s-a prăzit lui. Am mai făcut din ceapă, am folosit ceapă de asta, dar acum mi s-a părut foarte inutil. Mă ustră ochii, nu ai făcut. Mi s-a părut că nu mă simt mai bine, acum mi este cald și tot așa. După aia mă ia cu fric. Nu știu, nu știu cum e mai bine. Cald, fric.
Afară e atât de frumos, dar și eu cam în casă. Bine, o frumoasă. Câteodată, nu punem tot nimic. La gazul încet, dat și eu îmi dădeam seama. Dau și roșii aici pe vânzătoare. Trei roșii mici. Nu să vede ce fac. Așa. O mănâncă nasul, cred că mă cer cu cineva. Sigur. Dar cu cine o să mă cert? Ai, să-l ia Dumnezeu să nu mă cert cu nimeni. Nu știu ce ăștia nu-mi pune mâsă și nici pastă nu vreau să pun să iasă roșii roșii. Morcovii și-au cam erau așa mai trecuți. Acum o să... Toc și ardei. Nu știu cum să fac mâncarea asta mai definit. Nu mi-a sunat nimic ca bine. Nu știu de ce. Acum nu mai vorbesc numai. Ion, când am și-o nevoie de el, nu ia cine. Dar și așa nu face nimic, l-am pus în seară, m-am supărat pe el. Am făcut puțin din acolo un foișor. La mine în față și am zis așa toate treanțele de acolo. Dacă nu și le punem într-o cutie, într-un sac, să adună ale curate separat, ale murdare separat, mai bine le-a luat, nu i-a cum venit să le chegească bine, ci că toate sunt curatele lui.
și-a lăsat încălțările. Adică așa e. Și, măi, ce gălion, că eu nu înțeleg nimic pe ce planetă e. Are grijă de ceva ce crede, doar de băutură să aibă și câteva țigări și atât. Ce grijă are Ion, parcă duce grijă de mâncare, are copii, are ceva de plată, are... nu-i interesează nimic. Și pe o parte, e mult mai bine așa de ce grijă să ducă. Doar grijă lui, de pe altul unde e ce face. Mai bine ne stresăm noi, multe griji, stres, zi de zi, nu e zi care e să fii liniștit, așa de stai, relaxat. Nu bine care e liniște și... și cred că trăiește și mai mult. Că nu se stresează de nimica. Nu-i trebuie nimic. Dar nici nu se omoară cu munca să facă... să se omoare, să facă repede, nu. Dacă face bine, dacă nu îi lasă începutul, doar începe. Nu, și ce face la numițe de alea de acolo. Tot la fel. Ce face și la noi. Nu știu așa să fie. Parcă nu mi-am plăcut să gătesc în casa aici ca să fac miros. Bine că dau drumul la bătă, se vede că ușa e deschisă. Dar e mai bine că nu gătesc. Mi-a mai plăcut așa casa. Ce să vă arăt acum? Acum am ferbe așa. Pune capacul și trebuie să pregătim și orezul, să fiarbă tot. Cu carne, cu roșiile, cu totul. Nu mai fierbem separat, îl fierbem cu totul acolo. Acum, pentru ca să vedem cât punem, că am mai pus sare la început, la pui. Ce faloare nu mă enervează, nu pot să mai închid. S-a întrebunat. Și nu știu ce are, trebuie să vină unul să o scoate din definitiv, nu știu, au mai scos, am mai, nu știu. Am șters șinele alea care merge el loc. Nu știu. Punem tot orezul. S-a stricat. E mâncare multă, nici puțin așa, se mâncă. Nu, eu acum e bine, tot așa am zis și m-a provocat cu mâncările, va cu vază călită, va cu fasolea uscată, a dus padrona să mănâncă ursul copii și a mâncat și eu fasole uscată, cu carne afumată, cu copite, la picior, cu tot felul de cărnării, mamă. Ia una! Și șuncă. Mai e din fasole un pic, din frigidere de blocat spunea. Șuncă de aia bună, vai. Da, cu șorii, cu tot pe ea și făcut așa cu bulețe. Am mâncat. Asta e un pic, pentru că nu are gust. E mai gustoasă, parcă nici sarea nu mai face față. Nu mai e sărată, nu mai e nimic, fără vegeta nu trăim. Așa a luat pe orezul. Am pus și orezul, am pus tot ce trebuie. Dacă așa până să mai îngura și acum a lăsat mai încet. Și trebuie să le iau pe ale de la școală, pentru că ursul nu e aici. L-am sunat. El a plecat cu bățoana în alt oraș, nu-i pe aici din oraș. Eu știam, credeam că pe aceea, nu știam nimic. Deci, acum frate. L-au luat și pe ale de la școală.
mâncarea asta, am oprit tăragazul, acum l-am pornit din nou. Cum a ieșit mâncarea asta, nu știu, nu prea întoarne bunit. Acum, să mai face ulez așa un pic, să mai scadă un pic. Alex e în cameră, până își pune și-l găzană, a adus lăptic. Lăptic, ce ne mai fi? Nu fără mai nimeni, pe care n-ai pus, dar nu știu, pe unul tău viduleu. Fiecare cu treaba lui. Leonardo cu treaba lui, cu neamurile lui, toți au luat așa. Așa să mai iasă puțin uleiul ăla deasupra și să pun de viață. Nu mai am nici răbdare să mai gătesc. M-am săturat și de cât am ies de treabă. Parcă sunt așa plichisită de tot. Același lucru, același treabă, același program, zi de zi, același treabă. Nimic nu. Am o peșmântărica. Vedeam să punem tot de asta. La piață n-am fost. Poate mă duc sâmbătă. Când o fi piață. Mai mult, atunci toate luăm. Am făcut și orezul cu pui. Vă mulțumesc mult, să aveți o zi frumoasă și multă sănătate. Pa, pa!